Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Vă mulțumim frumos pentru faptul că sunteți prezenți astăzi aici, alături de noi, într-un moment important din parteneriatul nostru. Cu Capiona României, nu? La Constanța, am plăcerea ca împreună cu Mădălina Eme, director de zona de viață, deci în orașul Constanța, din partea Oșan, să-i avem ca invitați pe Gică Popescu, președintele clubului, Haru, Tiberiu Cu, vicepreședinte, Ionuț Laie, capitan, și Costin Negra, director de marketing, pentru că avem un eveniment important, așa cum spuneam, și anume lansarea Fan Shop, Farul, în cadrul magazinelor din Constanța, și cel de aici, și cel din sud, și, bineînțeles, în același timp, lansarea noii de produse pe site-ul nostru online, disponibilă pentru fanii Farul din toată țara. De fapt, aș vrea să vă spun că parteneriatul nostru a început acum 3 ani de zile. Și am fost extrem de onorat și bucuros să putem susține Academia Hagi cu produse alimentare, produse proaspete, cu tot ce e nevoie ca un retailer, astfel încât ea să pregătească viitorii campioni ai României în zona fotbalului. Și de altfel, ținem un mod particular la acest proiect și la aprecie. Academia Hagi este un model care ar trebui replicat în toate sporturile și în toate domeniile de activitate, pentru că el pregătește performanța și performanța României pentru viitor. Din partea directorului nostru general, Ionuț Ardeleanu, care nu este în România în aceste momente, aș vrea să vă salut călduros, să vă spun bun venit în cadrul acestui proiect și, bineînțeles, să vă dau cuvântul pentru a spune câteva cuvinte despre ce vom face împreună. Da, mulțumesc, Tiberiu. Ne bucurăm că sunteți în lumea atât de mare pentru pe noi. Așa cum am spus și Tiberiu, parteneriatul nostru a început acum 3 ani de zile și ne bucurăm că Oșan a avut încredere în proiectul nostru, în Academia noastră și în Clubul Farul. Nu știu dacă este întâmplător sau nu, dar odată cu momentul în care am început să fim alimentați de către Oșan și performanțele noastre au început să crească. Am terminat cu Farul pe locul 7, după aceea pe locul 5 și anul acesta am devenit campion. Mulțumesc pentru susținere. Și putem spune că în viață nimic nu este întâmplător, sunt convins că aportul vostru a fost unul important. Ne bucurăm să fim astăzi aici la deschiderea primului Fan Shop. Ne bucurăm să sunteți și dumneavoastră pe numele atât de mare alături de noi și vrem să vedem în Fan Shop cumpărând din anumite lucruri alături în realitatea noastră față de Fabul. Sunt convins că parteneriatul nostru va dăinui multul de acum încolo, pentru că avem aceleași obiective și anume performanța. Noi începem să fim an de an nebun, voi la fel, încercați să creșteți în fiecare an. Deci aceste valori comune, eu sunt convins că acum bazele ne colaborează pe termen. Mulțumim și mulțumim și din acest că sunteți alături de noi. Mulțumim frumos! Gică, mulțumim din suflet pentru faptul că suntem parteneri. În mod particular, apreciem această relație pe care o avem și colaborare de atâta timp și te asigurăm că vrem să participăm în continuare la construirea ceea ce faceți voi, performanță și oameni de calitate pentru România. În același timp, trebuie să vă spun că noi suntem implicați în proiecte din comunitățile din care facem parte și le-am dezvoltat în ultima perioadă foarte mult. Și e în mod natural că am deschis Fan Shop-ul Farul astăzi în Constanța, făcând e o acțiune pe care noi o facem în mod uzual, de a fi cât mai aproape de comunități, dar care se integrează foarte bine în programul nostru comun și parteneriat. Vreau să spun că eu, înainte de a semna parteneriatul acesta cu voi, am testat o lungă perioadă de timp produsele Oșan. Deci unul dintre motivele pentru care v-am ales este pentru că sunteți un produs de calitate. Da? Iar noi nu punem pe tricou, ați văzut, suntem cred că singurul club din România care are 4 multinaționale pe tricou și sunt numai de tot. Deci v-am ales pentru că sunteți o companie de calitate. Vă mulțumim foarte mult! Suntem furnizori al Academiei Regelui Hagi, dacă putem spune așa, da? Mădălina, spune-ne, te rog frumos, mai multe despre ce facem noi în
Constanța și cum primim acest anșor. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru participare. Te avem alături de noi pe membrii echipei FARM și pe reprezentanții media. Doresc odată, profit de ocazie, să transmit felicitările noastre pentru câștigarea campionatului. Este un mesaj pe care l-am primit de la toți colegii mei, în momentul în care am anunțat lansarea FARM-ului. Cum spunea și Tibetul, suntem mândri să putem continua acest parteneriat, să mergem mai departe, să dezvoltăm un proiect în magazinele noastre, acest fan shop. Am pregătit o ofertă variată de produse în cele două magazine din Constanța, celor care suntem acum și ușor în Constanța City, în șoseaua Mangaliei. Am pregătit o ofertă variată de produse, pornind de la tricouri pentru adulți și copii, baniu pentru cei mai mici suporteri ai noștri, căne, înșarfe, toate suma ca parte echipa de suflet a Constanțenilor. Parteneriatul ne ajută să aducem mai aproape de clienții din comunitatea constanțeană, cei care fac zilnic cumpărăturile în magazinele noastre, produsele echipeilor de suflet. Totodată avem și câteva surprize pentru clienții noștri, pentru suporterii Constanțeni și nu numai, suntem un oraș la mare. Avem, în primul rând, începând de astăzi și până pe 31 iulie, pentru toți clienții posesori ai cardului de fidelitate Oșan, un discount de 10%, bani înapoi pe card, pentru orice achiziție din fan shop-ul Farul. Totodată, împreună cu partenerii noștri de la Farul, am mai pregătit o surpriză. Timp de o săptămână, Cuba va fi expusă în magazinul nostru pentru toți suporterii Constanțeni și nu numai, așa cum spuneam. Închei prin a vă mulțumi încă o dată pentru participare și a vă ura succes mai departe în toate meciurile pe care le veți avea. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Dragă Madalina, felicitări! Aș vrea să adresăm un rând de aplauze și echipei Madalinei, tuturor colegilor din Oșan Constanța, din Universitatea Română azi, pentru că au organizat aceste evenimente extraordinare alături de colegii din marketing și alături de colegi campionării de la FARM. Și câteva cuvinte, Tibi, Constanțean, jet pe jet, a și eu m-am făcut. Da, mulțumesc, Tibi, că primul vă mulțumesc că ați venit în numărul foarte mare astăzi. Pe lângă performanță pe care o facem inclusiv noi, inclusiv Oșan, o facem împreună și ne dorim un parteneriat de lungă durată. Pentru noi este foarte importantă comunitatea și astăzi cred că este un semnal pe care îl dăm tuturor Constanțenilor că vrem să fim mai aproape de ei, ei să fie mai aproape de noi și să creăm împreună un lucru de care să ne mândrim peste ani și ani. Cred că am făcut o performanță remarcabilă în acest an, am făcut istorie la Constanța, vă așteptăm pe toți la stadion, mi-a spus că ne așteaptă un lucru foarte greu, este un începutul drumului nostru de european în acest an și sper că împreună vom avea succes. Mai departe, îi dau fondul capitanului Tibi Năzvaie, o legendă deja a clubului și pe care vă invit să-l ascultați. Mulțumesc, vă mulțumesc că sunteți atât de noi aici. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi cu tot parcursul anului. Au fost momente și grele, dar foarte multe momente bune și foarte bune. Noi, echipa, ne mândim cu suporterii care avem. Sperăm să creștem în jocul pe care prestăm și suporterii să fie cât mai numeroși. Sperăm ca în viitor apropiat să înțelegem și stadionul nou, pentru că știu că mulți suporteri n-au putut sau nu vor putea intra nici anul acesta pe stadionul anunțurilor noastre. Dar, în spatele televizorului, vă mulțumim că sunteți alături de noi și mi-ați înspălut. Dragă, noi mulțumim că le puteți să te desface și, în ultimul rând, îți mulțumim și pentru faptul că ești client al magazinului nostru. Da? Că eu nu spun că să-l regăsiți la cumpărături. Dacă veniți și dumneavoastră des, el vine aproape în fiecare zi, probabil, nu? Aproape. Mulțumim. Costin, ai fugit repede de microfon. Totuși, două cuvinte. Vă mulțumesc că sunteți în număr atât de mare și vă promit că ăsta este doar începutul. Urmează noi proiecte și stați alături de echipa FARM. Da, foarte bine, mulțumim frumos. Deci, parteneriatul continuă și se dezvoltă și crește, este foarte strâns, atât din perspectivă
din perspectiva produselor, dar mai ales uman, da? Și puteți să vă bazați pe noi, aveți cei mai mari susținători aici și pretutindeni. Vă mulțumim, Tiberiu Dănețu, sunt director de marketing al Auchan România și vă mulțumesc foarte mult pentru această prezență pe care aveți la evenimentul nostru. Vă invit să cumpărați produsele Fan Shop cu reducere. Mersi! Succes!